Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Regiunea în Obiectiv. Vești bune pentru agricultori. Începând cu 1 martie, fermierii pot depune cererile pentru a obține subvențiile de la APIA pentru anul 2021. Cum anume, ne va spune în câteva momente domnul inginer Ioan Merca, director executiv APIA Cluj. Apoi vom afla mai multe despre medicina complementară pentru animale. Această formă de terapie, care este din ce în ce mai răspândită atât în cadrul medicinei umane, cât și în cadrul medicinei veterinare. În acest sens, în perioada 5-6 martie, va avea loc online cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Medicină Complementară la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Detalii ne va oferi puțin mai târziu domnul conferențiar universitar, dr. Cosmin Peștean, prodecan al Facultății de Medicină Veterinară. În ultima parte a emisiunii vom afla de la Raluca Mateiu care sunt evenimentele pregătite de Institutul Francez din Cluj pentru a celebra în martie Luna Francofoniei. Revenind la prima temă, plata subvențiilor pentru anul în curs către fermieri de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA. Pe 1 martie a demarat campania 2021 Depune cererea unică de plată, APIA în sprijinul fermierilor, experiență, implicare, profesionalism. Fermierii pot depune online documentele necesare obținerii subvențiilor. Cererile unice de plată se depun fără penalități până la data de 15 mai 2021. Dar mai multe aflăm chiar acum de la invitatul nostru. Este vorba, așa cum vă spuneam, despre domnul inginer Ioan Merca, director executiv APIA Cluj, care este alături de noi prin Skype. Bună ziua, domnule director! Bună ziua! Și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați în direct cu noi și cu telespectatorii noștri, pentru că, așa cum spuneam, luna martie din anul acesta este extrem de importantă pentru fermierii care încasează subvenții de la APIA. Nu doar că acum demarează campania de cereri unice pentru acest an, dar citeam că sunt toate șansele ca producătorii agricoli să încaseze în martie ajutoarele naționale tranzitorii pentru anul precedent. Dar înainte de a discuta despre acest aspect, haideți să vedem cum se depun aceste cereri pentru a obține subvențiile, în ce perioadă? Perioada depunerii cererilor unice de plată pentru campania aferentă anului 2021 se depun în perioada 1 martie 17 mai fără penalități, dar acestea se pot depune și după data de 17 mai în termen de 25 de zile lucrătoare, adică până la data de 11 iunie, însă cu penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. Acele cereri care sunt depuse după data de 11 iunie sunt declarate neeligibile, sunt excluse de la plată și primesc decizie negativă. De asemenea, modificările aduse la cererile depuse în perioada 1 martie 17 mai se pot face până la data de 31 mai fără penalități și cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere până la data limită de depunere a cererilor, adică 11 iunie 2021. Așa cum spunea și dumneavoastră, și în acest an, la fel ca și anul trecut, cererile se depun online, numai doar în cazuri excepționale, anumiți fermieri vor fi primiți pentru a depune aceste cereri fizic și ele se depun la centrul județean APIA pentru acei fermieri care dețin suprafețe mai mari de 50 de hectare, pe care noi îi numim mari fermieri, dar și la centrele locale APIA pentru acei fermieri care au o suprafață, dețin o suprafață mai mică de 50 de hectare, pe care noi îi numim mici fermieri. Așadar, există timp până în 17 mai fără penalități, până în 11 iunie cu penalități, dar cred că nu sunt foarte mari, dar cei interesați se vor grăbi să depună aceste cereri. Care este noutatea acestui an? Citeam că există o astfel de noutate, primăriile sunt obligate prin lege să elibereze adeverințele cu datele din registrul agricol, adeverințe solicitate de funcționarii APIA. Așa este, în acest an, având în vedere contextul actual al pandemiei COVID-19,
Așa cum vă spuneam, toate cererile sunt depuse doar online și doar cu acordul fermierilor. De aceea, APIA a făcut programarea fermierilor astfel încât toți fermierii să fie programați începând cu data de 1 martie și până la data de 17 martie, adică în perioada de depunere a cererilor fără penalități. Apoi, APIA transmite invitația, respectiv un mesaj către fermier, un mesaj telefonic către fermier, prin care îl înștiințează despre data la care este programat pentru depunerea cererii la APIA, dar și faptul că trebuie să meargă la primărie în vederea eliberării adeverinței de fermier. Apoi, APIA transmite către primării lista cu fermierii la care au transmis invitația în vederea transmiterii de către aceștia a adeverințelor de fermier. Reprezentantul APIA, cel care se ocupă cu gestionarea dosarului de sprijin, va lua legătura cu fermierul, fie telefonic, fie prin alte metode de comunicare existente, în vederea actualizării cererii și în vederea primirii acordului din partea fermierului pentru închiderea cererii. Pe lângă această adeverință de la Registrul Agricol, ce alte documente sunt necesare pentru depunerea acestei cereri unice la APIA? Pentru a obține sprijin financiar în campania 2021, sigur, fermierul trebuie să depună la APIA următoarele documente. O copie după cartea de identitate, buletinul de identitate sau pașaport în cazul persoanelor fizice, sau copie după documentele eliberate de Registrul Comerțului privind forma de organizare în cazul persoanelor juridice, apoi să facă dovada deținerii unui cont bancar activ, pentru că există multe situații în care unii fermieri își închid conturile, își deschid conturile la alte bănci, iar noi, în momentul în care facem plățile, nu putem să facem din cauza că nu mai este valid contul respectiv. Apoi au nevoie de o procură notarială pentru acei fermieri, persoane fizice, care împuternicesc o altă persoană să depună în numele acestora cererea de plată unică sau să îi reprezinte în relația cu APIA. De asemenea, trebuie să depună documente care fac dovada că terenul declarat este la dispoziția fermierului. Aici mă refer la adeverința de la primărie, copie după contractele de arendă, închiriere, concesiune sau alte tipuri de contracte și documente specifice, în funcție de sprijinul pe care fermierul îl solicită de la APIA. Și aici aș da un exemplu, copie după fișa de înscriere în agricultura ecologică sau copie după master certificat în cazul fermierilor care accesează măsura 11, agricultură ecologică. Cam acestea ar fi în mare documentele pe care fermierii trebuie să le depună la APIA în campania 2021. Crescătorii de animale primesc și ei subvenții de la APIA? Așa este, și crescătorii de animale primesc subvenții de la APIA. În prima parte a acestei campanii, sigur, am făcut programarea doar a celor care au ferme vegetale, urmând apoi ca și cei care dețin ferme zootehnice să fie invitați în vederea depunerii acestor cereri unice de plată. Care este cuantumul acestor subvenții, fie pentru agricultori, în funcție de suprafața terenului pe care o deține, fie în cazul crescătorilor de animale, în funcție de numărul de capete crescute? Sigur, cuantumurile sunt pe fiecare schemă, se stabilesc pe fiecare schemă și măsură în parte, pe fiecare pachet în parte. Sunt foarte multe cuantumuri, însă plata pe care un fermier, să zic, o poate
obține pe un hectar se poate să fie sau poate să ajungă până la 300 de euro. Am înțeles. Sigur, aceste subvenții pe care APIA le oferă au menirea de a încuraja și chiar de a îndemna pe posesorii de terenuri să nu le lase în paragină, acestea să fie cultivate. Și v-aș întreba ce se întâmplă cu persoanele care una declară că au pe aceste terenuri și în realitate poate sunt lăsate de izbeliște. Și cum se fac aceste controle, dacă sunt amenzi? Sigur că fermierii au obligația de a desfășura o activitate agricolă pe toate terenurile pentru care solicită sprijin financiar de la APIA. Așa cum spunea și dumneavoastră, anual există eșantioane de control, eșantioane care sunt extrase de către APIA Central și în funcție de scopul controlului noi ne deplasăm la terenurile respective. În situația în care găsim neconformități, sigur, noi nu dăm amenzi, fermierul este sancționat. Dar, în general, terenurile sunt cultivate, nu există chiar așa, să zic, probleme foarte mari cu aceste terenuri. Sancțiunea constă probabil în a-i lua subvenția sau primește și o amendă suplimentară? Nu primește amendă, ci în funcție de neconformitățile pe care acesta le are, să zice reduceri de suprafețe sau la fața locului găsim o altă cultură decât cea pe care a declarat-o. În funcție de aceste neconformități există anumite sancțiuni pe care le suportă fermierul. Haideți să ne spuneți dumneavoastră care sunt schemele și măsurile pentru care fermierii pot solicita sprijin financiar pentru anul 2021. Așa este. Anul 2021 și anul 2022 sunt considerați ca an de tranziție către noua politică agricolă comună, respectiv către noua perioadă de programare 2021, respectiv 2027. Astfel că și în acești ani, fermierii vor putea beneficia de plăți directe, vor putea beneficia de ajutoare naționale tranzitorii și de plăți pe măsurile de dezvoltare rurală. În ceea ce privește plățile directe, care au ca surse de finanțare Fondul European pentru Garantare în Agricultură, aici fermierii pot beneficia de schema de plată unică pe suprafață. E o schemă de plată care este decuplată de producție și care se face pe toate, pe toate suprafețele eligibile declarate de fermier. Condiția este ca fermierul să dețină acel teren, să dețină dreptul de utilizare a acestui teren și să desfășoare, așa cum vă spuneam și înainte, o activitate agricolă pe acesta, fie că îl cosește, fie că îl pășunează, fie că pe terenurile arabile cultivă anumite plante. Apoi, o altă plată este plata redistributivă. Este o plată care se acordă pentru fermierii care beneficiază de plata unică pe suprafață și este o plată graduală care se face până la limita de 30 de hectare, indiferent de suprafața pe care fermierul o deține. Se face pentru două intervale, pentru intervalul 1-5 hectare și pentru intervalul 5-30 de hectare. De asemenea, plata pentru înverzire. De această plată beneficiază fermierii pe toate hectarele eligibile cu condiția ca aceștia să respecte următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu, și anume diversificarea culturilor, adică cel puțin două culturi diferite pe suprafața cuprinsă între 10 și 30 de hectare și cel puțin 3 culturi diferite pe suprafața de peste 30 de hectare. De asemenea, au obligația de menținere
a pajiștilor permanente existente, adică nu au voie să are aceste pajiști permanente, și să asigure prezența unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă. De asemenea, există schema de plată pentru tinerii fermieri. Este vorba de acei tineri fermieri care, la data depunerii cererii, împlinesc vârsta maximă de 40 de ani. Aceștia beneficiază de acest sprijin pentru o perioadă de 5 ani, de la data depunerii primei cereri. De asemenea, tot ca plăți directe, fermierii pot beneficia de sprijinul cuplat în sectorul vegetal. De acest sprijin beneficiază fermierii activi, cei care cultivă plante, adică este vorba de sprijinul cuplat în sectorul vegetal pentru plantele care deja sunt cuprinse în ordinul 54 din 1-3-2021 al Ministrului Agriculturii. Condiția este ca fermierul să facă dovada utilizării semințe certificate pentru înființarea culturilor și să comercializeze o cantitate minimă din producția anuală, o cantitate care este stabilită pentru fiecare tip de cultură în parte, tot prin ordinul ministrului. De asemenea, tot ca sprijin, ca și plată directă, avem sprijinul cuplat în zootehnie, și anume acest sprijin se acordă crescătorilor de animale, din specia bovină, ovină, caprină și vier de mătase, în funcție de efectivul de animale. Aici avem sprijin cuplat în zootehnie pentru bivolițele de lapte. Se acordă acest sprijin pentru un efectiv de maxim 100 capete de bivolițe de lapte, cu condiția ca acestea să fie înregistrate în registrul genealogic, să aibă cod de exploatație și să fie menținute în exploatație pentru o perioadă de 6 luni de la data limită de depunere a cererii unice de plată, adică de la data de 11 iunie 2021. De asemenea, avem sprijinul cuplat pe ovine și capline. Acest sprijin se acordă deținătorilor de ovine și caprine care au un efectiv minim de 150, respectiv maxim de 500 capete de ovine. Iar pentru zona montană, un efectiv minim de 60 de capete la ovine și maxim de 500, iar pentru caprine, 50 capete și maxim 500 capete de caprine. Condiția este ca aceste animale să fie înregistrate în registrul genealogic al rasei sau în situația în care ele nu sunt înregistrate, femelele nu sunt înregistrate, trebuie să respectăm raportul de un berbec sau țap autorizat la 35 de femele. Pentru legume cultivate în sere și solare, se acordă subvenții? Se acordă și pentru legume cultivate în sere și solare. Este vorba de sprijinul cuplat pentru aceste tipuri de culturi, cu condiția ca beneficiarul să facă dovada comercializării producției minime stabilite prin ordin al ministrului pentru această cultură. Am înțeles. Spuneam că fermierii așteaptă în luna martie și plata ajutoarelor naționale tranzitorii și chiar subvenția restantă la motorină. Se va întâmpla lucrul acesta? Da, întotdeauna ajutoarele naționale tranzitorii se plătesc din bugetul anului în curs pentru campania care a trecut. De aceea așteptăm să apară bugetul și după ce va fi, adică mă rog, bugetul a fost aprobat, după ce vom avea bugetul, eu zic că destul de repede se vor face și aceste plăți către fermieri. Atât în sectorul zootehnic și în sectorul vegetal.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost domnul inginer Ioan Merca, director executiv APIA Cluj. Ne-ați oferit informații utile, sper eu, pentru telespectatorii care dețin terenuri sau cresc animale. Și așa cum spuneați, până în 17 mai pot să depună cererea unică online pentru obținerea subvențiilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu și vă doresc numai bine. Mulțumim! Noi mergem mai departe. Premieră în învățământul superior clujean. O echipă de masteranți de la Universitatea Babeș-Bolyai s-a clasat pe locul întâi la un concurs internațional de studii de caz. Tinerii clujeni au obținut un premiu în valoare de $2000 și oportunitatea de a prezenta strategiile create în cadrul concursului în fața conducerii unei companii canadiene din industria energetică. Echipa formată din Borșoș, Ondraș, Deac Peter, Kelemen Kincio și Santa Balint, masteranți la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, a obținut locul întâi la un concurs global de studii de caz găzduit de Universitatea Calgary din Canada. În prima etapă, echipa de la UBB s-a calificat în top 10, iar în finală a urcat pe prima treaptă a podiumului. Această competiție a avut ca și subiect o companie din industria energetică, o companie canadiană, iar în ambele etape studenții au avut de a lucra cu provocările, cu proiectele, cu problemele acestei companii. În prima rundă ei au trebuit să dezvolte o strategie privind implementarea unor tehnologii noi de inteligență artificială. În etapa a doua, clujenii au avut sarcina de a dezvolta o strategie de protecție a mediului pentru aceeași companie. Echipa a avut concurenți de la universități de prestigiu cu profil economic din Canada, China, India, Italia, Liban, Marea Britanie, Mexic, Olanda și Peru. Studenții au fost pregătiți de profesorii Sas Levente, Gyerfile Hel-Zoltan și Raț Bela Gherghei. Pregătirea începe încă din prima oră de la universitate, din primul an de universitate, mai ales pentru că în cadrul seminarelor și lucrărilor practice noi utilizăm aceste metode, să zic, inovative de predare, cum ar fi predarea pe bază de studii de caz, prin care încercăm să orientăm activitățile noastre cât mai mult spre practica economică. Astfel, studenții noștri, de fapt, se întâlnesc cu această metodă a studiilor de caz încă din primul an de universitate. Echipa de la Cluj a obținut premiul întâi în valoare de $2000, dar și oportunitatea de a prezenta strategiile create în cadrul concursului în fața conducerii companiei canadiene. Victoria din acest an este o premieră, fiind pentru prima dată când o echipă a Universității Babeș-Bolyai se clasează pe locul întâi al unui concurs de studii de caz în domeniul științelor economice desfășurat la nivel global. Medicina complementară sau alternativă cuprinde acele practici de îngrijiri de sănătate care nu sunt integrate în sistemul principal al serviciilor medicale de sănătate și sunt folosite ca terapii adjuvante sau pot înlocui terapiile clasice. Această formă de terapie este una din ce în ce mai răspândită, atât în cadrul medicinii umane, cât și în cadrul medicinei veterinare. Medicina complementară include mai multe categorii distincte: presopunctura, acupunctura, electroacupunctura, aromoterapia, homeoterapia, chiropractica, hipnoza, masajul, osteopatia, reflexologia, yoga. În ultima perioadă, deținătorii de animale sunt tot mai interesați de forme mai naturale de terapie, aplicabile desigur și animalelor, care singure sau în asociere cu metodele convenționale să rezolve diverse afecțiuni. În acest sens, în perioada 5-6 martie va avea loc cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Medicină Complementară la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în organizarea online a Facultății de Medicină Veterinară. Tema principală a Congresului din acest an este legată de afecțiuni ale bazinului și membrelor posterioare la animale, iar lectorii invitați provin din România, Israel, Statele Unite ale Americii și Brazilia. Mai multe despre acest eveniment și despre medicina complementară pentru animale vom afla de la invitatul nostru. Este vorba despre domnul conferențiar universitar dr. Cosmin Peștean, prodecan al Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USAMV Cluj, care este alături de noi prin Skype. Bună ziua, domnule conferențiar!
Bună ziua și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la emisiunea noastră. Și noi abia așteptăm să vedem care sunt aceste terapii complementare aplicabile și animalelor. Desigur, vom vorbi și despre cea de-a doua ediție a Congresului, dar înainte m-ar interesa să aflu de la dumneavoastră de când a apărut această preocupare la Facultatea de Medicină Veterinară pentru terapiile complementare utile și animalelor. În urmă cu câțiva ani, facultatea noastră a observat această posibilitate, nouă oportunitate de a trata și pacienții noștri prin alte metode și a introdus în programul de învățământ o disciplină care se ocupă cu fizioterapia, cu recuperarea animalelor după intervenții chirurgicale sau diferite afecțiuni. Deci partea aceasta de medicină complementară se găsește inclusiv în programul de învățământ. În plus, față de aceste interese ale noastre de a prezenta studenților și alte oportunități în ceea ce privește terapia, am venit în a sprijini atât studenții cât și medicii veterinari care sunt practicieni, prin organizarea acum 2 ani a unei întâlniri colegiale cu colegi de-a noștri din Franța, care au făcut câteva prezentări, iar prezentările respective s-au bucurat de un succes deosebit, motiv pentru care ne-am hotărât să mergem mai departe și să organizăm un astfel de congres, care anul trecut a fost de real succes și ne așteptăm să fie același lucru și în acest an. Spuneam că medicina complementară include mai multe categorii de terapii. Sigur, nu toate sunt aplicabile și animalelor. De exemplu, yoga sau meditația. Nu cred că pot să facă animalele lucrul acesta. Care sunt aceste terapii complementare aplicabile și animalelor? Și poate ne dați și un exemplu, două, de astfel de terapii aplicate pe anumite afecțiuni și anumite animale. Desigur, în oferta noastră de servicii pe care le oferim la facultatea noastră, noi oferim zilnic terapii de masaj, terapii de laser terapie, aplicarea acupuncturii, electroacupuncturii sau utilizarea unor benzi de alergare, de mers, care sunt imersate în apă, așa numitele underwater treadmill, terapie care stimulează musculatura și recuperarea, în special, a pacienților care vin după intervenții chirurgicale ortopedice. Aromaterapia are vreun efect sau homeopatia? Bineînțeles, doar că pentru aromaterapie, pentru homeoterapie, pentru fitoterapie, avem foarte mulți colegi interesați și inclusiv în acest an avem speaker care vor dezbate acest subiect al fitoterapiei foarte, foarte atractiv, atât pentru, spun încă o dată, pentru studenți, dar cât și pentru medicii practice. Hipnoza poate fi utilizată? Cu hipnoza este un pic mai dificil. Nu întotdeauna pacienții noștri sunt atât de cooperanți precum sunt pacienții din medicina omului, dar nu pot să exclud. Doar că, hai să spunem că o folosim, posibilitățile sunt mai reduse decât în medicina omului. Și vă rugăm să ne dați un exemplu sau două. Un animal care, eu știu, suferea de o anumită afecțiune și ce terapie complementară l-a ajutat? Poate singură sau poate în combinație cu metodele clasice? Desigur, până la urmă, medicina complementară la asta se referă că sunt tehnici care se aplică împreună cu tehnicile de terapie consacrate. Ele merg mână în mână, nu se exclud. Astfel încât putem merge spre varianta de medicină care noi o numim integrativă, în sensul în care medicul care realizează aceste terapii se adresează unui întreg, personalizat unui întreg și asupra, să spunem, psihicului, corpului, nu doar unei afecțiuni țintite. Cele mai multe cazuri care noi le avem spre rezolvare sunt cele legate de recuperări în urma unor probleme ortopedice care au dus la șchiopături, care au dus la atrofie musculară,
iar prin procedeele aplicate se face o recuperare atât a musculaturii cât și a unei posibilități de deplasare normală. Altă dată, de exemplu, acupunctura. Recent, colegii mei au folosit acupunctura la unele cazuri de probleme urinare, în care prin această terapie s-au rezolvat probleme de incontinență urinară, iar diversitatea este extraordinară de aplicabilitate a acestor metode. Citeam că tema principală a evenimentului din acest an se leagă de afecțiunea ale bazinului și membrelor posterioare la animale. Despre ce afecțiune e vorba? Dacă ne uităm puțin peste lectorii care avem, avem lectori specialiști în chirurgie, care pot să facă o prezentare oarecum mai ușor de digerat de către publicul larg. Avem lectori pe partea de patologie, după care avem lectori pe partea de acupunctură, fitoterapie, neurologie sau medicină integrativă. Foarte mulți pacienți de-a noștri câini și pisici au probleme legate de afecțiuni ale măduvei spinării, de probleme articulare, de probleme date de vârstă, așa numitele spondiloze, de exemplu, care câteodată se pot rezolva chirurgical, câteodată ar putea să se rezolve atât chirurgical cât și prin aceste proceduri de terapie complementară sau în situațiile în care chirurgia este poate contraindicată datorită altor afecțiuni sau datorită vârstei, aceste terapii pot să vină să ne ajute prin ceea ce înseamnă bunăstarea pacientului nostru, să creeze niște condiții de viață mai acceptabile, să îmbunătățească viața de zi cu zi acestor pacienți. În cazul acestor afecțiuni ale bazinului și membrelor posterioare, ce terapii complementare s-ar putea folosi? Masaj, acupunctură, bazinul cu apă, terapia laser. Putem vorbi, de ce nu, despre terapia unor plăgi, care pot fi din plăgi cu o rată de vindecare foarte înceată, la care ozonoterapia, de exemplu, ar putea să stimuleze, să ajute vindecarea. Diversitatea este incredibilă. În cazul medicinii umane, pentru a practica astfel de terapii complementare, e nevoie ca medicul să parcurgă anumite cursuri și specializări. În cazul medicului veterinar, pentru a putea practica acupunctura, eu știu, și alte terapii complementare, masajul, reflexoterapia, laserul, ozonoterapia, ce ne mai spuneați, îi trebuie o acreditare suplimentară? În medicina omului lucrul este un pic diferit. În medicina omului există o asociație care stipulează foarte clar cine poate să facă astfel de terapie. Există institute de medicină complementară recunoscute internațional. Noi vrem în imediata perioadă să organizăm și noi astfel de asociații a celor care sunt interesați de medicina complementară. Dar în momentul de față, oricine, orice medic veterinar ar putea să aplice astfel de proceduri, evident ar trebui inițial să parcurgă niște etape de pregătire, cursuri, workshop-uri, întâlniri, de ce nu poate chiar specializări de tip internariat sau rezidențiat, care să certifice un anumit grad de calificare. Dar nu trebuie să existe, știu, o specializare de ani de zile sau o facultate specială pentru a putea aplica aceste proceduri, motiv pentru care, vă spuneam, și colegii noștri practicieni care au prins gustul și atracția pentru acest tip de terapii, ni se adresează inclusiv nouă cu acest tip de congres pentru a putea beneficia de noi terapii, de noi proceduri, de noi tehnici, să învețe ceva suplimentar de la specialiști naționali și internaționali.
Dar ne spuneați la început că în cadrul Facultății de Medicină Veterinară există în planul de învățământ disciplina de recuperare medical-veterinară. La această disciplină nu învață și aceste terapii complementare? Studenții. Bineînțeles, bineînțeles. Învață, aplică și ei, dar reprezintă, să spunem, un nivel de bază. Se prezintă o alternativă ca orice altă disciplină. Prezintă elementele de abecedar ale acestei specializări, dar foarte mulți înțeleg și acceptă importanța și eficiența unor astfel de terapii care împreună cu metodele convenționale ar putea să vină cu un rezultat mult mai bun pentru pacienții noștri și implicit pentru proprietarii acestora. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule conferențiar, pentru informațiile oferite. Vă doresc mult succes cu această a doua ediție a Congresului Internațional de Medicină Complementară de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, organizat, desigur, online de către Facultatea de Medicină Veterinară. Și dacă veți mai avea noutăți, vă așteptăm cu drag în cadrul emisiunii noastre. Mult succes în continuare! Vă mulțumim! Noi mergem mai departe. Expoziția Instagrafii de Maria Brudașcă deschide programul expozițional la CAV 2021 la Institutul Francez din Cluj-Napoca. Instagrafii propune instantanee similare fotografiei, artista folosind desenul ca mijloc de consemnare a experienței timpului prezent. Cele trei serii de lucrări explorează posibilele paralele invizibile din sistemul de relații apărut prin împărțirea spațiului public. Demersul artistic invită privitorul într-un nesfârșit dialog vizual în care propriile experiențe devin evocate. O temă care cumva surprinde nevoia pe care o simțim în acest moment, și anume ideea asta de a sta pe stradă și de a observa, pentru că Maria asta face de fapt. Maria își asumă un rol de martor ocular, ea reușind să radiografieze de fapt anumite relații și niște cadre. Linia Mariei Brudașcă reprezintă traseul din punctul zero, adică vidul suprafeței, și punctul prim, unde sunt săvârșite personajele alături de poveștile specifice. Cu ajutorul unor simple linii se nasc narațiuni care exprimă stări ale cotidianului ce pot fi continuate sau dezvoltate la nesfârșit de către imaginația privitorului sau chiar de artistă, cu ajutorul animațiilor realizate prin tehnica frame by frame. Pentru mine e o modalitate de dialog, desenul în principal, și de asta este și un motiv pentru care există multe spații lăsate libere în desen, pentru ca privitorul să poată să intre el într-un dialog în care completează, mă rog, poate e evocat ceva, poate simte o afinitate față de o experiență proprie, și asta ar fi rezultatul pe care eu îl urmăresc, să intru într-un, să aflu puțin și povestea privitorului în momentul în care el ia contact cu o poveste pe care am văzut-o sau am trăit-o eu. Maria Brudașcă este artist vizual, activând în principal în domeniile graficii, animației, ilustrației de carte și educației culturale. Din 2017 este doctor în arte vizuale al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, unde a absolvit și studiile la nivel de licență și masterat secția de grafică. Preocupată de rolul artei în transformarea și îmbunătățirea mediului social, în ultimii ani a participat la numeroase proiecte orientate spre zona comunitară, dar și spre conștientizarea spațiului public ca spațiu comun. Expoziția este deschisă până 9 martie la CAV, Institutul Francez Cluj-Napoca, cu program de vizitare de luni până vineri, între orele 10 și 17. În fiecare an, în luna martie, francofonii din întreaga lume celebrează limba franceză și diversitatea culturilor care au adoptat-o. Anul acesta se aniversează 51 de ani de francofonie instituțională. Institutul Francez din Cluj-Napoca a pregătit o serie de evenimente menite să prezinte o francofonie vie, diversă, creativă, angajată și inovatoare. Detalii despre evenimentele principale pregătite pentru luna francofoniei ne oferă chiar acum Raluca Mateiu, responsabil de cultură și comunicare la Institutul Francez din Cluj. Bună ziua, Raluca! Bună ziua și bine v-am găsit! Îți mulțumim pentru că ești alături de noi. Trebuie să le spunem telespectatorilor că expoziția Mariei Brudașcă, Instagrafii, face parte din programul acesta pregătit pentru luna francofoniei. Dar am să te rog pe tine să ne spui mai multe și despre alte evenimente care se vor derula în luna martie.
Chiar zilele acestea organizăm împreună cu biroul Campus France un salon virtual al studiilor în Franța și al formărilor universitare în limba franceză din România. Este un eveniment, bineînțeles, online, dedicat elevilor, studenților, profesioniștilor din domeniul educației și părinților, care prezintă formările universitare francofone din România, dar și oportunitățile de studiu în Franța. Mai puteți urmări aceste sesiuni de informare, webinarii și ateliere live pe pagina Campus France Romanie sau prin Zoom-uri, prin înscriindu-vă prin Zoom. Pe data de 4 martie, adică mâine, văd aici atelierul Pam Pam, benzi desenate cu Micul Prinț. Exact. Pentru copii este ultima zi de înscriere la acest atelier. Pregătim un atelier de benzi desenate în contextul anului benzilor desenate în Franța, dar și în contextul lunii francofoniei. Este un atelier animat de Dian Faiol, care se adresează copiilor între 7 și 12 ani și care vor desena personaje din povestea Micul Prinț, pentru că Dian Faiol este desenatoarea care a transformat cartea lui Antoine de Saint-Exupéry în bandă desenată. Așa că alături de ea vom învăța să desenăm Micul Prinț, să desenăm vulpea, trandafirul și alte imagini foarte cunoscute din această carte și vom încerca să creăm o bandă desenată proprie cu aceste personaje. Eu voi fi prezentă în cadrul acestui atelier pentru a traduce, deci cunoașterea limbii franceze nu este necesară și astăzi e ultima zi de înscriere, este un tarif de 25 de lei. Și vă invităm să participați la acest atelier, care este unic, deci doar o dată îl organizăm, ne bucurăm mult. Iar de prezent. Iar micuții ce materiale trebuie să-și aducă cu ei? Trebuie neapărat să aibă creioane, hârtie, carioci și cred că cam atât, dar am scris în descrierea evenimentului, dacă intrați pe pagina noastră de Facebook, sunt detaliate și toate materialele. Am înțeles. De foi și creioane. Așa cum spuneam, până 9 martie este deschisă expoziția Mariei Brudașcă Instagrafii, ea poate fi vizitată. Am aflat câte ceva despre această tânără artistă care are o expoziție inedită și care merită să fie văzută. Ce mai avem? În 4 martie, lansarea competiției românești a festivalului Trecur. Da, lansăm apelul la filme românești foarte scurte, filme de maxim 4 minute, realizate în România în ultimii 2 ani. Este un festival pe care îl organizăm deja de foarte mulți ani, este a 23-a ediție la nivel internațional și în România cred că este a 17-a, dacă nu mă înșel. Festivalul va avea loc în luna iunie, dar am lansat de acum apelul la filme și până la final de aprilie așteptăm filmele realizate de amatori sau de profesioniști. Singura restricție este ca durata lor să nu depășească 4 minute. Desigur, online se va organiza festivalul și anul acesta și anul trecut la cea de-a 22-a ediție. Totul a fost online. Cum a fost ediția de anul trecut online? A fost pentru prima dată când acest festival de foarte scurt metraj a fost difuzat online. Am avut peste 6.000 de spectatori în România, ceea ce ne-a bucurat foarte mult. E similar, dacă nu chiar mai mult decât avem de obicei, fiindcă festivalul e difuzat în 15 spre 20 de orașe din țară. Și ne-am bucurat că am reușit să ajungem la spectatorii noștri obișnuiți, dar și la unii noi prin intermediul internetului. Sperăm anul acesta să putem să ținem festivalul fizic în aer liber, dacă condițiile sanitare o vor permite. Dacă nu, sigur vom recurge din nou la o soluție online. Însă ne e dor de întâlnirea cu publicul și de împărtășirea acestor momente culturale, fiindcă să vezi filme online poți să o faci oricând, dar să te întâlnești, să urmărești ceva, să discuți după, ne lipsește mult acest lucru. Dar sigur, totul depinde de evoluția situației sanitare. Până la ce dată se pot înscrie cu filmulețe de maxim 4 minute, doritorii? Până în 25 aprilie. Am înțeles. Pe 11 martie există o dezbatere, industrii culturale și creative, benzile desenate, creație și industrie. Invitată Dian Faiol din nou.
Exact, continuăm această idee legată de benzile desenate și deschidem o serie de dezbateri dedicate industriilor culturale și creative, dezbateri și ateliere. Începem cu această dezbatere pe benzile desenate, unde vom vorbi despre procesul creativ, despre aspectele comerciale ale publicării de bandă desenată, dar și despre rolul pedagogic al acestei forme de artă. Îi avem invitați pe Dian Faiol, dar și pe Maria și Ileana Surducan, două artiste foarte cunoscute de bandă desenată și romane grafice din Cluj, pe Marc-Antoine Fleuret, editor și director al editurii Les Aventuriers de l'Étrange, care a publicat de mai multe ori și benzi desenate create de Maria și Ileana Surducan și care publică în general bandă desenată străină în spațiul francofon, și Matei Sâmihăian, PR la grupul editorial Art pentru imprintul grafic, care publică tot așa benzi desenate și romane grafice. Între 12-23 martie la CAV, iarăși o expoziție. Da, spre jumătatea lunii mai și spre finalul lunii mai vom vorbi mult despre economie circulară, reciclare. Lunii martie, spre jumătatea lunii martie. Martie, da. Vom vorbi mult despre subiectul economiei circulare și al reciclării și vom transpune acest subiect și în plan artistic cu două expoziții. Una este a lui Michel Vinet, un francez, un artist francez care s-a instalat într-un sat de lângă Bistrița din anul 2000 și creează acolo. El creează obiect și sculpturi și pictură, în special folosind obiecte recuperate. Apropo de obiecte recuperate, citeam că între 26-28 martie, online, întâlnirile europene din Transilvania, Replastic Hack, Reduce, Reuse, Recycle. Și vorbim aici de plasticul acesta care din 2015, iată, am reușit să producem 6,9 miliarde de tone de deșeuri din plastic și doar 9% au fost reciclate. Practic, ce își propun aceste întâlniri? Într-adevăr, după cum spuneam, în acest context al economiei circulare, organizăm un eveniment care este foarte important pentru noi. Este un eveniment organizat în parteneriat cu Ambasada Franței, Replastic Hack, Reduce, Reuse, Recycle, unde ne dorim să găsim soluții și să propunem schimbări în politicile publice pentru reducerea utilizării plasticului. Această miză este de a reduce, odată, pentru că cel mai bun deșeu este cel care nu a fost produs. Deci să dezvoltăm materiale alternative, să se consolideze acțiunile de conștientizare ecologică, să se aplice conceptul responsabilității producătorilor și educarea consumatorilor. Apoi reuse, adică reutilizarea ambalajelor. Este o prioritate pentru a le prelungi durata de viață, a prezerva resursele naturale. Și vom încerca să promovăm alternative la produsele din plastic și apoi recycle, reciclarea, care se află în centrul economiei circulare și ne dorim să găsim soluții împreună pentru ameliorarea performanțelor de colectare și triere, ameliorarea colectării selective și a reciclării. Invităm alături de noi pe toți doritorii, toți cei interesați de acest subiect. Este un eveniment deschis profesioniștilor din domeniu, dar și studenților, cadrelor universitare, organizațiilor non-guvernamentale și participanții împărțiți în echipe vor lucra online timp de 36 de ore pentru a propune diverse soluții pentru reducerea utilizării plasticului. Iar cele mai bune soluții vor fi recompensate cu premii de către un juriu. Avem participanți atât din Franța cât și din România. Înscrierile sunt deschise până în 21 martie și găsiți toate informațiile pe pagina de Facebook Replastic Hack și pe site-ul Institutului Francez, institutfrancais.ro sau institutulfrancais.ro. Și în final, expoziția la CAV între 25 martie și 9 aprilie. Cu ce va fi această expoziție? Este tot o expoziție dedicată reciclării cu asociația Art Mirror, care creează artă din lucruri neutilizate, de exemplu din CD-uri, din diverse deșeuri. Lucrează cu mai mulți artiști, ilustratori și
dau o nouă viață artistică acestor obiecte. De aceea ne dorim să atât expoziția lui Michel Vinet, cât și expoziția celor de la Art Mirror ne vor arăta cum putem transforma deșeurile în artă și cum putem reinterpreta și reutiliza lucruri care par nefolositoare. Așadar, multe evenimente în luna francofoniei. Intrați pe site-ul Institutului Francez din Cluj și veți afla mai multe informații. Eu îți mulțumesc, Raluca Mateiu, pentru informațiile oferite astăzi acum telespectatorilor noștri și mult succes cu tot ceea ce ați pregătit pentru această lună. Vă mulțumesc frumos! La revedere! La revedere! Aici se încheie Regiunea în Obiectiv. Sunt Corina Ionuț, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!